Relația dintre Mădălina și Radu a început la scurt timp de la intrarea lor în competiție. Imediat a urmat și logodna, semn că iubirea a găsit teren fertil. Două suflete ce știu să o prețuiască. De-a lungul timpului, toată lumea din casă a observat crizele de gelozie ale Mădălinei cu diverse ocazii. Eu vreau să văd ce au făcut băieții. Tu ești nebună de gelozie. Lacrimi pornită din senin și aparent fără o cauză anume. Ce s-a întâmplat? Nu pot să înțeleg. N-ai cum să n-ai nimic, un om care plânge are ceva. Am o stare proastă și... Dar și schimbări bruște de dispoziție când ți-e lumea mai dragă. Uite, iubire, dacă vrei poți să bagi mâna în buzunar la mine, că ține cald. Gata, am glumit, iubire! Era o glumă. De ce iubirea asta la mine? Ce-am făcut? De ce iubirea asta la mine? Același comportament dus la extreme care îl face pe Radu să se simtă mai mereu pe picior greșit și aceleași discuții de împăcare. Da, hai, lasă. N-am făcut absolut nimic. Te hai, lasă. Te-ai super tu degeaba. Vorbești de aiurea. Păi nu în sensul... Hai, lasă-mă în pace. Neridicându-se la standardele impuse de Mădălina, Radu e mai mereu certat că nu spune și nu face ce ar trebui. În viziunea ei, orice cuvânt sau gest trebuie bine cântărit, căci altfel Radu a încurcat-o. Bine. De ce râzi, Radu? Vă pot să înțeleg de ce râzi? Radu, pe bune, tu nu faci bine ceea ce faci. Dar ce-am făcut acum? Când îți spun stop, trebuie să te oprești. Ești conștientă că faci niște glume chiar când nu trebuie, nu? Mamă, deci ți-am spus de atâtea ori, te rog frumos, când mă vezi că sunt supărată sau am ceva, nu mai fă mișto. Unde mergi? Uite-te puțin la mine, fel. Nu, lasă-mă. Iar Radu, deși nu știe niciodată clar unde a greșit, simte nevoia să se scuze, punându-se astfel în inferioritate. De fiecare dată, aceeași placă. Te iubesc foarte mult și am avut o scăpare, am folosit un cuvânt. Îmi pare rău, iubire. În cuplul pe care toată lumea îl crede cel mai solid, există de fapt câteva probleme grave de comunicare. Deci acum chiar nu te înțeleg. Nici eu nu te înțeleg. Ai, eu zic să te gândești că asta sunt, dacă nu fiu ok. Înțelegeri care au ca sursă ezitările Mădălinei legate de viitorul ei împreună cu Radu. Mie doar de asta mi se frică să nu se grăbească lucrurile sau să fie ceva făcut forțat. Aici nu este nimic sigur. Se schimbă totul de la o săptămână la alta. Însă motivele de nemulțumire par foarte grave doar pentru Mădălina și total nejustificată pentru restul lumii. Ba uneori chiar puerile. Mădă, ce faci? Noi s-am deplinit visul și e supărată. Care era visul? Să se ducă Radu să o trezească. Du-te culcă, că mă duc eu să o trezească. Dar mă dur, dar nu vine la mine. Păi du-te. Dar l-am așteptat că o pleagă. Doamne. De această dată, motivul supărării e mai clar. După ce s-au deschis ușile, Radu nu a fugit direct în brațele Mădălinei. Bună, iubirea mea frumoasă. Hai, vină la mine. Poate ce e supărată? Am făcut băiță. Nu vin niciodată la mine, vin eu mereu la tine. Am făcut sală și pe urmă m-am pregătit. Când s-au deschis ușile, unde era în clipa aia? Eram fără tricou pe mine, m-am dus să-mi iau repede un tricou, să mă usuc, să mă dau cu cremă pe față. Niciodată nu vin la mine, vin eu mereu fug la tine cu părul într-o parte, cu fără șlap, fără papuci, fără haine, așa vin la fără tine. Fără tricou pe mine? Da. Dacă înseamnă fără că tricou... nu ți-e deloc dor de mine și degeaba mai deschidem ușile astea. De ce pui așa problema? Mi-era foarte tare dor de tine, serios. Nu, lasă-mă, dar nu e... Nu vreau. De ce faci așa, serios? Uite, și plângi. Hai, vină la mine, ce-am fatat? Eu nu mai vin la tine, să știi. Acum ați promit, nu mai vin la tine. Bine, las că o să nu mai stau și fug eu după tine. Și cu cât e mai măruntă amărăciunea, cu atât e mai mare efortul depus de Radu ca să o împace pe veșnic nemulțumită Mădălina. Te-am pupit? Nu. Hai. Mm-mm. Hai, dă-mă un copil. Îți dau eu atunci. Hai. Gata. Nu, ăsta a fost un pupic scurt. Atât. Astea-s calea de rămas bun. Așadar, rămas bun sau împăcare? Ca să fie mai clar pentru toată lumea. Și poate nu e de mirare. Mădălina a avut un eșec sentimental din cauza grabei. A mai locuit cu un bărbat și a făcut greșeli pe care nu și-ar dori să le mai repete. Da, ce-am văzut noi acolo? Mădălina cam supărată? Da, se mai întâmplă. Au fost niște tachinări între noi, dar nu nimic serios.
Lumea a observat că sunt un pic cam dese stările astea ale tale. Ce se întâmplă? Nu sunt atât de dese, deci se întâmplă câteodată să fie mici contraziceri sau mici tachinări, dar nu sunt atât de dese, noi chiar ne înțelegem bine. E ceva ce te frământă, e ceva ce te tulbură, da, e ceva ce te deranjează? Da, aici în casă nu pot să fiu mereu foarte relaxată, pentru că de multe ori îmi iau din stările altcuiva. Da, noi chiar am discutat despre asta. De multe ori o găsesc tensionată pentru că se încarcă cu anumite stări și oarecum încerc să-i schimb starea, să o ajut, o înțeleg foarte bine că e foarte greu aici. Nu este ușor, mai ales când stăm separați. Da, dar uite, tu ești mult mai relaxat. Da, eu încerc să... Tu nu te încarci cu nimic. Da, să fiu pozitiv, ca să fie totul bine. Asta încerc. Bine, suntem oameni diferiți, fiecare percepe anumite lucruri în felul său și acumulează anumite energii la fel. Și de asta zic, dar totul este în ordine între noi, ne înțelegem bine, noi chiar sunt... principalul factor al nostru este comunicarea. Pe de altă parte, nu trebuie să prezentați totul ca și cum ar fi perfect, pentru că în orice cuplu sunt să normale facem neînțelegerile, adică dacă ai o problemă, o spui dacă... Da, normal, da. Asta păi asta am spus, e normal să mai fie mici neînțelegeri sau mici tachinări. Și... noi, majoritatea timpului, chiar ne înțelegem foarte bine și se mai întâmplă să fie mici tachinări. Dar să știi că și eu am remarcat în ultima perioadă la tine, așa, uneori niște stări de nemulțumire. Nu, mi se pare. Nu știu. Probabil. Și știți că de obicei voi stați aici lângă mine. Da. Și de multe ori te aud cum îl cesc pe Radu. Nu cred că este o ceartă. De obicei, legat de ce se întâmplă casa băieților, când mai este câte un material în care Radu e mai vocal, îi atrage atenția? Nu că îi atrag atenția. I-am spus de foarte multe ori să-și pună mereu punctul de vedere, dar cu respect, să nu își jignească niciodată pe nimeni. Da. Asta nu cred că... Și consider că m-a ajutat foarte mult, pentru că am mai avut chiar am avut anumite ieșiri și m-a ajutat să înțeleg de ce am făcut asta sau ce nu fac bine și este o discuție constructivă pentru mine. Da, uite, de exemplu, acum 3 zile erai acolo în bucătărie foarte supărată că Radu n-a venit la tine de îndată ce s-au deschis ușile. Da, dar eu îi spuneam că eram supărată, dar în același timp și zâmbeam. Dar în același timp nu erai sau cum? Nu, era doar mici tachinări care noi doi le înțelegem. Probabil din afară se văd altfel. Dar na, nu știu ce să spun. Nu e ceva în sensul rău. Chiar nu e. Și nici nu simt oarecum o distanțare sau că ar fi ceva din partea iubitei mele. Nu. Pur și simplu sunt niște tachinări, niște glumițe pe care adică le fac. Mădălina mai are un pic și începe să plângă. O simt așa după cum își mușcă buzele.